Ei, te-ai apucat de plăcinte la Lucreța. Da, fac plăcinte. Făcute pe lespede. Făcute pe lespede foarte bune. De unde ai învățat dumneatale să faci plăcinte? De la mama, de la socra. M-a învățat că trebuie să mă învăț să fac. De la mama și de la socra? Și de la socra, da. Aestea-s plășinche pe la espedie împlute cu ce? Cu brânză, cu brânză și în brânză am pus mărar, să aibă un gust mai bun. Cu mărar. Și atât ați pus? Atât am pus și le ung și... Bune. Brânză de oaie sau de vacă? Brânză de la vacă. De la vacă. Da. Cum faci dumneatale brânza de vacă? Adun laptele, pe urmă pun cheagă în el, storc. Când s-o storc de zer, îl... macin cu robotul, îl pun în pungă, îl pun în congelator și stă un an de zile. Da, da, da. Așa înghețată. Uh-huh. Altfel nu stă brânza dacă nu e pusă special, că să, dacă o pun în putină de lemn, să face usturoi, să amărește. Uh-huh. E mult îmi povesteau bătrânii că puneau brânza și în fântână. Da. Ai pus și dumneatale? N-am încercat. Așa... Am învățat, am făcut experiență și știu când stă. Uh-huh. Pot arăta brânză de anul trecut, e foarte bună, costată în congelator înghețată. Câte vași ai? 7 vași care se duc afară, pe câmp, și în grajd mai am 5 viței. Nu te lași de animale? Până mai avem sănătate, nu. Până mai putem munci. Câți ani ai? Am destui. 72. Mulți înainte. Păi să știi că nu are zi atâta. Viața nu a fost prea ușoară ca să arăt foarte bine, dar mulțumesc la Dumnezeu la prezentul care l-am astăzi. Nu chiar. Nu mă las. Mai încerc să merg înainte, tot înainte. Foarte bine faceți. Eu, din câte știu, acum să-mi șec cu iertare dacă greșesc, plășinte din astea pe lespede se făceau și în sălaj, să fac, de fapt. Da, da, da. Sigur că da. Acolo, de acolo ați luat rețeta sau... Nu, că și la noi aici, tradițional, se făceau plăcinte. Deci mai ales, tot. De exemplu, dacă așteptai un musafir pe sfârșit de săptămână, băi, ce să-ți fac? Cu ce să-ți aștept? Păi, niște plăcinte, plăcinte cu brânză ar fi bun venite sau un balmuș sau... Cam așa ceva. Mm-hmm. Asta era mâncarea de onoare. Plăcinte și balmoș. Plăcinte cu brânză, da. Și balmoș. Da. Dar nu le-ai să fac aici plăcintea? Să fac, dar dulce. Mm-hmm. Pancove, cum se zice, pancove, cornulețe, să mai coc în cuptor cu lemne, să mai coc în tapșe, le pui și să fac în mai bune, cu nucă, cu rahat, cu astea. Da, 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 am înțeles. Vai că atât de bine miroasă, nu știu, păcat că nu trece mirosul ăsta în cameră. Ioi, că bine ar fi și să vadă și să-l simtă oamenii care ne urmăresc. Care ne urmăresc să vie să le fac plăcinte, cu mare drag. Am înțeles că pe aici, pe la dumneatale, tot vin oamenii și le faci plăcinte. Da, cu mare drag îi primesc, am făcut plăcinte, chiar acum, săptămâna trecută, am avut o groază de ei. Le-am făcut plăcinte, toți au mers mulțumiți. Îi mai aștept, mi-o promis că mai vin și la anul. Da, și le plac plășintele astea? Da, le plac astea plășinte moțești. Plășinte moțești. Deci și eu din zona moțelor îs și plășinte moțești. Da. Eu așa le zic, plășinte moțești. Cine gust odată, vine și a doua oră. Așa zici dumneatale? Eu așa zic. Eu am mâncat vreo trei plășinte înainte să pornesc filmarea și au fost tare bune. Da, și eu am să mai vin pe la dumneatale. Deci atunci puteți să duceți reclamă mai departe, să mai vină și alții. Păi chiar de asta am zis că vă și televizez, dacă ar vrea să vină, eu știu, niște oameni care vă urmăresc, unde vă pot găsi? În Diurcuța de Sus, Comuna Bele, județul Cluj, mă numesc Lucreția Popa. Așa, și pe ocară, pe poreclă, cum vă găsește lumea? Al lui Toderașu Petri, din Diurcuța de Sus. Al Toderașu Petri, am înțeles. Și așa vă poate găsi lumea să întrebe pe uliță, că oricine vă cunoaște. Dar mai ales fac plăcinte numai la comandă, că n-am timp, că am multă gospodărie, am mult de lucru, nu pot să stau să fac numai dacă ocazional așa poate, într-o săptămână. Sunt mai mulți care vreau să iau plăcinte, care nu sunt, nu vreau, nu vin așa.
Aveți animale, aveți gospodărie, nu vă lăsați de ele. Nu, stați într-o zonă, cred că binecuvântată de Dumnezeu. Da, aici și afară frumos. E un peisaj nemaipomenit. Da, foarte frumoasă zonă. Avem numai că drumurile astea nu ne prea ajută, că sunt cam rele. Da, sunt cam rele drumurile, da. Cum să văd. În rest, că și noi trebuie să vinem în șetul. Așa, așa. Ați văzut pe unde ați venit? Da. Dar în timp mi s-a promis că se va rezolva și cu drumul. Așteptăm că domnul primar ne-a promis și sper că să ține de cuvânt să nu ne lase cu drumul ăsta mai mult. Apoi bine ar și probabil că multă lume se întreabă, păi măi, o să be cum plăcintele astea tradiționale, când de fapt doamna le face paragaz modern. Da. Cum e, nu aveți plită? Am și plită și sobă. Dar e mai ușor pe aragaz. Dar e și dacă fac pe sobă, se face prea mare căldură în casă. În casă. Da, nu mă mai pot apărat de... Și pe timp de vară e mai bine mai așa. Mai ales pe timp de vară, da. Da, iarna am sobă. No, hai ridicați-o țărăblidu așa și să invităm pe oamenii invitam. Care ne-au urmărit. Cu mare dragă vă invit să veniți în Giurcuța de Sus la mine să vă dau plăcinte făcute cu brânză și mărar. Cu mare drag vă aștept. Mulțumim din suflet că ne-ai primit cu atâta drag la Lucreța. V-am primit și vă mai aștept și altă dată. Să dai, bunul Dumnezeu, noi mai rămânem, că mai avem de povestit și o să vadă oamenii care ne urmăresc și următoarele filmulețe făcute aici la dumneata în sat. Vă mulțumesc și vă aștept și altă dată. Doamne ajută! Doamne. Și un pahar de jinarț mai trebuie. Vă dau și, cam și din un post. Pahar de jinarț și vin și orice, un sirop și mai ales suflet cald și primitor. Și suflet cald dați. Da, și dacă vin drag. Din București, oamenii dați suflet cald. Și dacă vin din București, de oriunde vin, am avut din București, din Grecia, din Italia, din Iași, din Bistrița, din Maramureș, toți ori trecut pe la plăcintele mele. Și sufletul cald cum îi se închiriază sau cum îi? Cu suflet cald i-am primit și cu mare drag vă aștept și altă dată. Și... Să no. Dai, bunul Dumnezeu, am oamenii mai de mai glumim. Foarte mulțumiți care... O trecut pe la plăcintele mele. Apoi cred că-s bune. Nu mă țără că înainte să opresc filmarea, da. Aș vrea să și rumpeți o plășintă și domn. Să o vadă oamenii că ar și păcat. Asta, că atâta se întinde brânza așa mai din sub. Nu mă pic. Opa. Uitați ce plăcintică bună. Vă da. Pot și dumneavoastră servi vă cu o plăcintă. Da, ați îmbucat asta, măi mică. Așa, și așa. Asta o mânc eu. Sănătate multă. Vă mulțumesc și altă dată la plăcinte bune. Să dai Dumnezeu. Și calde.